fost mereu cu fapte. Arde 8 zile din 7.
totuși ca asta m-a bine noastră toată eu mă fac. Lască Dumnezeu să se vine să te judece Dumnezeu și apoi să locui el să te salvezi. Ești binele pe cum ești răul meu, cea mai cumplită dintre ipoteze. Mă calci pe nef, mă nebunești, hai să o faci pe dintre ușile pe. Cu aceste negre mâini împărătești, să-ți nimerezi că treci un cauter. Tu am impresia nici nu observ, cu ce iubire te păstrezi în mine. Inima te duc, te pot bene, ai prefăcut un ciuc și vine să te judece Dumnezeu și apoi să locui el să te salvezi. Ești binele precum ești răul meu, cea mai cumplită dintre ipoteze. Tot ce-i hotărât e finitiv, nu am nici azi nimica împotriv. Dar eu mă tem să nu găsim motiv pentru o despărțire relativă. Promitem că pe celălalt ne vom vedea cu niște ochi de gheață, atâta timp cât nu ne hotărâm asculta despărțire de viață. Vine să te judece Dumnezeu și apoi să pe el să te salvezi. Ești binele precum ești răul meu, cea mai cumplită dintre ipoteze. Dar noapte nici atât, mai fie timp, mai desfățim în mici familii de cuib. Și ne urăm acum fără motiv, să ne împăcăm fără motive mâine. Nu-i cauză și nu e nici efect, toată împuștarea asta va. Iubirea noastră toată e un defect, ferească Dumnezeu să se bagă.
Noi avem o înțelegere sumară, simplistă, tot timpul se vorbește la fiecare 4 ani. Din nou, Moldova este în fața unei opțiuni cruciale, est sau vest. Ei, nu e chiar așa. De data aceasta, mesajul anticorupție a contat enorm. Și de altfel e și greu să cred. Gândiți-vă la oamenii simpli de la țară, care au o pensie de 200-300 de lei românești, că votează geopolitic. E prea complicat. Votează astfel încât să aibă o pensie mai bună, să poate să le vină copiii acasă și așa mai departe. Noi înțelegem că este un vot geopolitic prin prisma mesajelor din campania electorală, dar acolo problemele sunt primare. Mai ales când Republica Moldova asistă la niște fenomene strani, este o un stat din care, în urmă cu câțiva ani, a dispărut dintr-o bancă 1 miliard de euro. Deci vorbim de un produs intern brut de 11 miliarde al Republicii Moldova, care este mai mult decât al județului Titiș, ca să avem imaginea acestui stat cel mai sărac din Europa. E, dintr-un astfel de stat dispar economiile cetățenilor în sumă totală de 1 miliard. Este o mașină de spălat bani, este o elveție pe dos. Asta, corupția și mesajele anticorupție au fost extrem de importante și mai puțin mesajele geopolitice. Marian, o să revenim, am și ceva întrebări de la ascultători. Haideți să mai luăm o pauză muzicală de 2 minute. Cătălin mi-a adus piesa originală, să spunem, apoi reinterpretată de cei de la Ozon.
de ce plâng chitarele. Trupa se numește Noroc, este o piesă din anii 70, apoi ne întoarcem cu invitatul nopții, jurnalistul Marian. Toată inima pentru obiectivitate, imparțialitate și profesionalism. Mult succes vă doresc. Mulțumesc pentru gânduri. Te rog, Marian Voicu, dacă subscriu. Da, absolut. Și pe de altă parte, sigur că de la distanță lucrurile se văd întotdeauna mai limpezi. Și așa e și cu cei plecați afară. Țara se vede altfel de la distanță. Îți trebuie o anumită distanță ca să vezi lucrurile fără patima. Cât ești prins în malaxorul patimilor în interior, sigur că obiectivitatea dispare. Uite ce daune face fake news-ul. Doamna Mariana Pengers, dacă organizația LGBT o susține pe Maia Sandu, probabil că în curând vom vedea spectacole în Republica Moldova. Da, ce să spun... A fost o temă de atac foarte importantă și acum 4 ani și anul acesta și de altfel acest tip de mesaje incriminatorii se regăsesc și în Federația Rusă, au fost și în Ucraina, în Federația Rusă împotriva lui Alexei Navalny, cel care a fost otrăvit recent cu Novichok. Lukashenko a avut mesaje de același gen împotriva opoziției. În general, în toate țările comuniste, această narațiune, faptul că comunitatea gay ne va face să ne pierdem valorile tradiționale și ne vor aduce în colaps, se regăsește. Putin folosea termenul, am văzut în cartea ta, Matrioșca mincinoșilor, gay-ropa, da, care ne fură copiii.
Exact, este o asociere și o omonimie foarte interesantă, care a fost folosită puternic, inclusiv culoarea albastră acolo, care sigur că simbolizează, o regăsim în drapelul Uniunii Europene și a fost folosit acolo goloboi în acest sens. Totul este manipulat. În gura Maiei Sandu au fost puse niște afirmații pe care nu le-a făcut niciodată. A fost întrebată dacă va interzice marșurile comunității LGBT și a declarat că nu va interzice atât timp cât Constituția garantează dreptul la liberă exprimare și la asociere. Ea nu poate face acest lucru, după care au fost răstălmăcite cuvintele și s-a spus, iată, Maia Sandu este LGBT, mai ales că nu are nici copii, și pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt vor avea loc parade gay și paradele bisericii vor fi interzise, iar credincioșii vor fi arestați. Cam asta a fost una din poveștile false din campanie. Profesorul Ioan Iacob, care spune că a colaborat cu tine mai de mult, pe când coordonai o publicație cu tematică dedicată românilor din Basarabia și Bucovina, are și o propunere, o să rog pe domnul Rozo să o trimită în privat pe Facebook. Are însă o întrebare. Cum simte jurnalistul Marian Voi cuvântul schimbării în media de la Chișinău după victoria Maiei Sandu, dacă există așa ceva? Îl salut pe domnul profesor. Cred că e prea de vreme să se schimbă ceva. Acum, dacă dânsul, sigur că e mai aproape și are alte informații, ar fi interesant să aflăm. De obicei, acolo o anumită parte a presei își schimbă stăpânul în funcție de schimbarea puterii. Așa s-a întâmplat după plecarea lui Vlad Plahotniuc într-un autoexil, să-i spunem așa. Presa pe care o stăpânea a trecut brusc în ograda socialiștilor și a lui Igor Dodon. Asta se întâmplă atunci când regimul proprietății în media nu este transparent și nu e bine reglementat. Probabil că vom asista la o nouă schimbare acum. Lucrurile sunt extrem de fluide acolo. Domnul Constantin Corelli, ce va putea face în viitor Maia Sandu? Mai nimic, Republica Moldova este legată umbilical de Rusia, atât economic, energetic și uman. Mare parte dintre moldovenii ce lucrează afară lucrează în Rusia, nu în Occident. Va fi foarte greu dacă Rusia stopează importurile din Moldova. Te rog, Marian. Datele statistice ne spun altceva. De exemplu, 67% din comerțul Republicii Moldova se desfășoară cu Uniunea Europeană, cu CSI-ul doar 14%. Iar deficitul comercial pe care îl înregistrează Republica Moldova, îl înregistrează cu Federația Rusă. Cu alte cuvinte, importă mai mult din Federația Rusă decât exportă. Paradoxul este că până și Transnistria face mai mult comerț cu Uniunea Europeană decât cu Federația Rusă. Problema este că informațiile respective, eu, de exemplu, am citat din statisticile pe care guvernul de la Chișinău le-a postat în februarie-martie pe site, sunt disponibile. Lucrurile astea nu ajung, pentru că statisticile sunt greu de mestecat. E complicat să vinzi o astfel de informație și știm foarte bine acest lucru, Sandu. E mult mai simplu să mergi pe un anumit tip de retorică. Dacă nu vom avea relații bune cu Rusia, Rusia nu va mai, ne va mai importa merele și vinul. Problema este că chiar și atunci când au fost relații bune, pur și simplu Moscova s-a supărat și a impus mai multe embargouri asupra produselor moldovenești. Dar statisticile arată în acest moment că principalul partener economic al Chișinăului este Uniunea Europeană și România, în primul rând, din statele Uniunii Europene. Da, ne apropiem de știrile orei 1. O să avem acum știrea care provoacă insomnie urmată de piesă în loc de bluzul de dinaintea orei
exact avem via dacă Papa Ruda, e ceva pe acolo, să zicem așa. Aș vrea să, înainte să citesc eu știrea, Marian Voicu, și înainte de a intra în a doua oră de program, să mai definim un cuvânt pe care l-ai folosit ceva mai devreme, compromat. Și ai spus că a fost folosit în această campanie. Ce este compromatul? Este interesant că mai toți termenii dialectului dezinformării sunt de proveniență rusă, începând cu clasicul dezinformare și terminând cu acest compromat, trecând prin speț propaganda. Mai există expresii foarte interesante, cum sunt, de exemplu, satele Potemkin, care are o istorie romanțată extraordinară și care... Da, nu vrei să vorbim despre ele după Pendelete. După știri? Pendelete după știri. Atunci, haideți să le lăsăm toate la pachet, pentru că sunt toți acești termeni legați între ei. Să facem un mic dicționar după știri și apoi să intrăm exact în conținutul a ceea ce ați urmărit voi prin programul Demagog Buletin de Chișinău. Acum știrea și apoi piesa despre care v-am vorbit. Știrea care provoacă insomnie. Guvernul sirian a condamnat joi vizita secretarului de stat american Mike Pompeo în platoul Golan, calificând-o drept provocatoare, informează AFP și Reuters. Vizita lui Pompeo este un demers provocator înainte de sfârșitul mandatului administrației Trump și o încălcare flagrantă a suveranității Republicii Arabe Siriene, a subliniat Ministerul Afacerilor Externe sirian într-un comunicat difuzat de agenția de presă SANA. Siria a îndemnat comunitatea internațională și Organizația Națiunilor Unite să condamne această vizită, care, potrivit Damascului, încalcă rezoluțiile internaționale. Mike Pompeo a efectuat joi prima vizită a unui secretar de stat american în platoul Golan, teritoriul sirian ocupat de Israel, avertizând asupra riscurilor pentru statul israelian dacă această zonă strategică ar fi rămas sub controlul Siriei. Această zonă strategică a fost cucerită de Israel de la Siria în urma războiului de 6 zile în 1967. În prezent, circa 25.000 de coloniști trăiesc în platoul Golan, alături de aproximativ 23.000 de druzi, dintre care majoritatea pretind că sunt sirieni, deși au statutul de rezidenție în Israel. Acest teritoriu, situat la nord de Marea Galilei, cunoscut și drept Lacul Tiberiada, rămâne de importanță strategică pentru sursele sale de apă. În martie 2019, Statele Unite ale Americii au devenit prima țară care a recunoscut suveranitatea israeliană asupra acestui teritoriu aflat la intersecția Libanului cu Siria, o măsură denunțată de numeroase state. Așteptăm să se încălzească.
pescuiască, să ajungem pe coastă. Că ne e dor de vară, de-a doua noastră casă, unde trăiește parcă timpul te așteaptă. Și muzica nu se oprește niciodată. Sirenele să danseze iar pe coastă, pirații să se adune la mare s-o trezească. În fiecare dimineață pe la șapte, să jucă asta a fost cea mai tare noapte. Ce-o veni, dacă vrei să zici așa, nu înseamnă că nu pasă, dar mereu va fi așa. Orică te-ai planificat, viața nu încălzești. Când ți-o dă, ți-o dă rău, nu contează cine ești. Așa că vreau să se încălzească, zâmbări pe coastă, cu ochii rate, soare, ochii strălucească. Cu sentiment în radiere de vânt, vreau să arde cele mai frumoase forme de pe pământ. Și cerutul tot, asta am în gând. De urgență a aprobat instituirea acestei măsuri după ce rata acumulată la 14 zile a ajuns la 9,11 persoane infectate cu COVID-19 la 1000 de locuitori. Intrarea și ieșirea din oraș vor fi permise numai din motive bine justificate, pe baza declarației pe proprie răspundere, a legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator. În municipiu se permite circulația în spațiile publice pe timp de zi doar pentru procurarea bunurilor de strictă necesitate, deplasare în interes profesional, pentru asistență medicală în jurul locuinței, pentru activitate fizică individuală sau plimbarea animalelor, pentru îngrijirea persoanelor defavorizate, deplasarea către instituțiile publice și financiare, ori pentru participarea la slujbe religioase. De menționat că sâmbătă și duminică, agenții economici din centrele comerciale își vor suspenda temporar activitatea până la expirarea carantinei, cu excepția magazinelor care comercializează produse alimentare sau hrană pentru animale de companie, a farmaciilor și a curățătorilor, ne-a transmis corespondentul nostru Sorin Cealera. În județul Suceava, comunele Vama și Zvoriștea intră în scenariul roșu de astăzi pentru o perioadă de 2 săptămâni. Hotărârea a fost luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență întrunit în ședință extraordinară. După cum ne-a informat corespondenta noastră Mihaela Buculei, rata de infectare la Vama a ajuns la 4,3 cazuri la 1000 de locuitori, iar la Zvoriștea la 3,23, cifre care includ și focarele. Aseară a început o reuniune a Consiliului European în format de videoconferință, la care participă și președintele Klaus Iohannis. Printre temele de discuție se află modul de gestionare a pandemiei de COVID-19 la nivelul Uniunii Europene. Oana Bâlă a sintetizat principalele idei din alocuțiunea șefului statului. În cadrul intervenției sale, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre o campanie de comunicare publică eficientă la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește vaccinarea anti-COVID-19 pentru a evidenția beneficiile acesteia. Pe de altă parte, președintele României a afirmat faptul că este importantă asigurarea schimbului regulat de informații și de bune practici privind strategiile și abordările de testare. Cu privire la recunoașterea reciprocă a testelor, șeful statului a subliniat că acest demers ar facilita libera circulație în Uniune.
Uniunea Europeană ar putea da undă verde luna viitoare comercializării a două vaccinuri anticovid, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la sfârșitul summitului videoconferință al celor 27 de șefi de stat și de guvern dedicat pandemiei. Potrivit France Press, este vorba despre vaccinul dezvoltat de compania farmaceutică americană Moderna și de cel produs de compania Pfizer din Statele Unite împreună cu partenerul său german BioNTech. Pfizer și BioNTech au anunțat la începutul săptămânii că vaccinul lor experimental împotriva COVID-19 are o eficiență de peste 90% și a declarat că până acum acesta nu a prezentat probleme serioase de siguranță. La Londra, regina Elisabeta II a Marii Britanii și prințul Philip sărbătoresc astăzi 73 de ani de căsnicie. La aniversarea cuplului regal nu vor putea participa ca până acum londonezii din cauza carantinei anticovid. Suverana a Regatului Unit în vârstă de 94 de ani și prințul consort Philip de 99 de ani s-au căsătorit la Westminster Abbey din capitala britanică pe 20 noiembrie 1947, la 2 ani după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Reuters notează că aceasta este cea mai lungată căsătorie regală din istoria Angliei, iar Philip este cel mai vârstnic consort al unui monarh. Datele meteo, astăzi vremea va fi în general închisă, va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Bucovina, iar la munte va ninge. Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între 4 și 11 grade, cu 10 grade în capitală. Acum, la București sunt 7 grade. Știri din sport acum cu Răzvan Tomescu. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Campionatul european de judo continuă astăzi la Praga. În această a doua zi de competiție, România va avea ca reprezentanți pe Alexandru Raicu și Adrian Sulcă în limitele categoriei 73 de kg, în timp ce la 81 de kg își va încerca șansele Marcel Cercea, pentru că la feminin să intre pe tatami Ștefania Dobre și Florentina Ivanescu la categoria 63 de kg, iar Florentina Moscalu să se numere printre competitoarele categoriei 70 de kg. Iar Andreea Chițu a reușit să câștige cea din tâi medalie pentru delegația noastră, care numără 13 sportivi. Chițu a urcat pe treapta a doua podium.